Periodic râul Săsar din Baia Mare devine victima fostei industrii miniere. În 20 octombrie, apa care traversează municipiul s-a colorat din nou, dar nu cu ape de mină de la Șuior, așa cum s-a întâmplat în ultimele dăți, ci de la galeria de alul Crucii. Un băi mare a filmat incidentul și l-a făcut public. Prefectul Vasile Moldovan, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a dispus deplasarea membrilor grupului de suport tehnic în teren pentru verificarea aspectelor semnalate. Specialiștii au identificat faptul că apa de mină care a ajuns în râul Săsar a fost evacuată din galeria de alul Crucii. Ei au susținut că apa evacuată în Săsar are culoarea specifică celei provenite din galerii și nu a antrenat și mâlul de pe talpa galeriei. Conform procedurilor au fost prelevate și probe pentru laborator în vederea efectorii analizelor. Potrivit purtătorului de cuvânt al prefecturii Maramureș, nu se confirmă suspiciunea de poluare.